Hristos a înviat și bine v-am găsit, stimații telespectatori! Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre biserică, credință și tot ce ține de acest aspect. Salutăm prezența în studio a lui Ghenadie Valuță, diacon. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și Hristos a înviat și bine v-am regăsit! Părinte, săptămâna în care ne aflăm mai este numită Săptămâna Luminată. De ce? Care este semnificația acestei sintagme? Știți, noi după o perioadă de intensivă pregătire a simțurilor către Marele Praznic al Învierii Domnului și firește să ne energizăm, spunem așa, să ne umplem de energie divină care se numește Harul Duhului Sfânt, reieșind din intensitatea rugăciunii, puterea de a ierta, de a spune negativ, adică ne-a spovedi, practica binefaceri și toate acestea acumulează energie pozitivă, acumulează Harul lui Dumnezeu și ne face principalul să fim noi stăpâni peste cele înconjurătoare și nu stăpâniți. Și atunci când tu îți dezvolți acest potențial energetic, această aură, spunem așa, tu altfel vezi lumea în alte culori și respectiv când întâmpini sărbătoarea Învierii Domnului, tu nu întâmpini doar cu plăcerea alimentației, cu pântecele, ci o percepi cu inima. Inima se zbate a bucuriei. Și iată încă din vechime, din prime veacuri, această noapte a Învierii era în special explozia bucuriei pentru noi încreștinați prin botez. Și se numește Săptămâna Luminată pentru că este și istoric, dar este și aspect duhovnicesc. Cel istoric anume legat de acești catehumeni care erau încreștinați și îmblau toată săptămâna în haine albe. Erau ca îngeri, pentru că așa viață nouă între Hristos. Ne-am dezbrăcat de omul vechi, pofticios, stăpânit și ne-am îmbrăcat în omul nou, răscumpărat, prin Hristos, care este stăpân pe sine, adică posedă adevărata libertate, cea fără de patim, libertate care se controlează pe sine. Dar aspectul duhovnicesc este că această lumină care noi am acumulat-o, vă dați seama, aproape 50 de zile, noi acum o retrăim și depunem maxim efort ca ea să nu se stingă. Părinte, de fapt atunci când vorbim de Sfintele Paști, într-un context logic vorbim și despre focul haric. S-a tot discutat pe marginea ce presupune el, când și cum se coboară. Până la urmă, haideți să explicăm celor care ne vizionează la această oră când, cum și la cine se coboară focul haric și care este adevăratul simbol pentru că al 16-lea an consecutiv a ajuns și în țara noastră focul haric. Focul haric este o completare duhovnicească, printr-o minune dumnezeiască, a acestui concept de lumină pascală. Altfel spus, Paștele, adică ridicarea lui Iisus din morți, scularea, biruința morții, s-a petrecut prin explozia luminii. Dar lumina a fost rezultatul iubirii nețărmuite, nelimitate, pe care dânsul a avut față de omenirea, inclusiv și cearea. Explozia tuturor relilor, biruința spre morții a fost chiar pe cruce. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Aici a fost o adevărată chinoză și o lecție maximă că iubirea divină este nelimitată. Altfel, Iisus a spus pe cruce tuturor răufăcătorilor cu maximul răutăților aplicate și torturii și violenții, le-a spus, eu vă iubesc. Și iată, iubirea divină, duhovnicească, izvorăște lumină. Și lumina, de fapt, îți dă putere să vezi dincolo de vremelnicii. De aceea, puterea iubirii a făcut ca Iisus să revină la viață. Și expresia vizibilă a iubirii este lumina. Și lumina aceasta adeverește anual miracolul, pentru că domnii credincioși s-a știut, se știe că vor fi întotdeauna. Dar Dumnezeu nu s-a izolat de creație, ci El s-a lăsat în alt spațiu, dar
vorbește prin creația sa, creator prin creație. De aceea, lumina care a orbit pe ostași, păzeau mormântul ca să nu-i fure corpul și să zică că a înviat. Deci, aceeași lumină anual pogoară da. Miraculos. Și asta ea este cea mai mare argumentație pentru ortodoxie, că noi deținem originalul dumnezeiesc. Și aceasta închide gura la mulți care vor să audă. Părinte, dar ce facem cu iepurașul de Paște? E un mit frumos sau are ancorare în Biserica Ortodoxă? Cum explicați? Ei, iepuraș, ouă, meluți, ele toate au semnificația, întâi toate, nevinovăție, jertfe, curățenie. Noi mai mult ne axăm pe mielul pascal, care se simboliza de fapt pe Hristos, agnețul care s-a jertfit pentru păcatele omenirii, nevinovatul, a vărsat sânge și aceasta, de fapt, constituie și elementul alimentar principal care stă pe masa Paștelui. Dar asta nu este ceva, să spunem, fix. Pentru că sunt diferite regiuni, țări, unde practică diferite tradiții sau obiceiuri, sau chiar apucături. Atunci când vorbim de Paște, respectiv Pasca, care urmează sau a fost sfințită, spuneți-ne, vă rog, concetățenii noștri vin dintr-o obligație, dintr-o tradiție sau până la urmă înțeleg și adevărata semnificația a ceea ce se întâmplă atunci când are loc sfințirea celor daruri cu care ai venit la biserică noaptea de înviere? Eu și la lecții de religie le spun la copii să vă ferească Dumnezeu să vă atârnați față de sărbătoarea învierii Domnului formal. Ca un fel de scurgere colectivă vă cuprinde și pe voi și hai la Sfințit Pasca și la mâncat. Cel ce percepe Paștele de la mijloc în jos doar cu burta face nu altceva decât o trădare. Este o curvie spirituală. Ca și tânărul care zice că iubești pe... Da, iubesc. Așa și noi zici. Iubești pe Dumnezeu. Dar în fapte ai nevoie doar de o porțiune, de satisfacție o josnică. Așa și aici ea. Oamenii care se atârnă fără de o pregătire, fără de o oarecare putere de autosacrificare prin postire, putere de biruință asupra sinului ca iertare, îndreptare, binefacere și se apropie. Asta de Sfânta Învierea Domnului de Paști este o profanare. Este o curvie spirituală pe care cel care o face o sândă și ea, pentru că pe noi în joia patimilor ne preîntâmplă Sfântul Apostol Pavel, după ce citește Evanghelia de la cina cea de taină, luați și mâncați este trupul meu și beți aceste sângele meu, poruncă să faceți asta într-o pomenire a mea. Deci nu împărtășim. Însă și Iisus ne-a poruncit într-o amintire a Lui. Și Apostol Pavel la Corinteni cu 11 zice, iar cel ce vine nepregătit, adică nu se cercetează, ia trup și sângele cu nevrednicie, o sândă și ea, de-aia mulți îmbolnăvesc și mor. De aceea, mai bine să nu te apropii de Sfințenie. De aceea Sfântul Ioan Gur de Aur în cuvântul său de Paște. Și cel din ceasul a treilea, din a șasea, a nouălea, să vine și chiar din a 11. Dar de acel în care de fel nu vine, nu vorbește nimic. Părinte, luni vom sărbători Paștele Blajinilor. Mergem la cimitir cu coșul plin de merinde, consumăm alcool acolo sau ținem cont că până la urmă, îmi scap acum din ce limbă, dar până la urmă cimitirul este un dormitor, da? Da. Cum procedăm? Să o spunem tranșant, să înțeleagă cei care ne vizionează. În poate. Vechiul Testament, în perioada păgână, la popoarele păgâne, nu era noțiunea de cimitir, adică da? Loc de repaus, de adormire. Era noțiunea de necropolă, ceea ce însemna că e sfârșit total. Ori pentru noi, duminica a doua, după înviere, când mergem la blajini, la paș, la cimitir, este o dovadă în plus că iubirea nu moare niciodată. Iubirea biruie moartea, cum și Iisus a înviat. Și dragostea sau expresia iubitoare a inimii noastre față de cei căruia datorăm existența, ne impune, dacă suntem cu soviți, avem conștiința respectării rădăcinilor, să ne ducem, unu, să le dăm datoria morală a respectului, doi, să facem o rugăciune pentru ei, pentru că nu mai există altă modalitate de a înfierbânta
relația noastră cu ei decât prin rugăciune, mai ales în perioada pascală. Și de aia noi ne rugăm pentru ei, ca să le mai ușurăm starea de acolo. Și a treilea, noi fiind deasupra mormântului și ei fiind dedesubt, biologic, dar spiritual, noi, de fapt, imaginăm icoana veșniciei unde toți vom fi la un loc. Deci, altfel spus, Paștele Blajinilor este Paștele celor vii duhovnicește, spiritual. Chiar dacă nu se trupește cu noi și noi arătăm că noi cu ei mergem spre o generală înviere unde vor fi toți la un loc. De-aia noi spunem altfel că ei n-au murit, ei au adormit. De-aia și oasele se păstrează, că se îmbăca în vine și în piele, spune Scriptura. De-aia și morminte în loc sfânt și nu se șterge, de-aia nu se dau pe foc trupurile. Adică noțiunea de înviere este și acolo. Doar în perioada repauzul. Părinte, în această zi trebuie să recunoaștem, ienoriașii sunt mai ochi și urechi față de cler. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la bunurile care sunt aduse drept ofrandă și acele mijloace financiare. De ce nu prin pomelnic pentru a fi pomeniți cei care nu sunt în această lume? Ce se întâmplă cu aceste daruri? Iată, spre exemplu, să luăm parohia pe care o reprezentați din anii noi. Știți, la Blajin este și firește să mergi cu daruri. Daruri pentru ca dăruindu-le, după ce se face amintirea, slujirea cu prezența preotului, pomenirea și distribuirea. Nu eu ție și tu mie, n-are niciun rost, dar celor care străini sau mai în special celor nevoiași. Și noi dacă mergem cu aceste daruri, noi nici într-un caz nu trebuie să facem abuz. Și nici nu trebuie să ne uităm peste gardurile altora și trebuie să ne îngrijim strict bine noi. De aceea, faptul că dăm din inimă, iarăși, continuitatea iubirii și o faptă simbolică, dar este inacceptabil unde se fixează sume concrete și dacă nu-ți primesc pomelnicul. Să reclamați, este strigător la cer. Da, să reclamați la mitropolie, la protopop, asemenea cazuri, pentru că asemenea, chiar dacă e slujitor, ne dă de rușine imaginea bisericii. În dar ați luat, în dar să dați. Oamenii cu mult mai mult îi cucerești dacă îi lăși la atitudinea jertfei binevole decât să le pui o taxă fix. Spre regret este și foarte des să întâlnești chestia și ne dă de rușine, dar asta nu înseamnă că nu-i pădure fără uscăciuni. Dar luați aminte să nu spălați copilul și zvârlim apa cu tot cu copil. Sunt cazuri care trebuie analizate. De exemplu, dacă părintele strânge pentru construcția, reparația bisericii. Și lumea știe că se face. Și tu iei în derâdere acolo printr-o nimica întreagă. Deci, de la caz la caz. În orice caz, vă îndemnăm pe toți să nu faceți abuz cu darurile cu care vă duceți la cimitir. Pentru nu faceți pomenire spre sfințire ușurare, ci vă umpleți de păcate mai tare. Mai bine și nu te duci dacă te hotărăști acolo să faci un loc de beție sau de distrabalacție. Părinte, dar până la urmă tot s-a discutat și noi prin intermediul instituțiilor media, am vorbit despre transparență. La un moment dat s-a ajuns la un apogeu. Unii concetățeni de ai noștri vorbeau despre o necesitate iminentă de a vedea cum sunt cheltuiți banii care ajung în biserică. Care e argumentul? Cum le explicați faptul că, spuneați ceva mai devreme, există necesități interioare, există reparații, există nu mai știu ce? Doamne, majoritatea, peste 90% din preoți biserici sunt într-o stare de insuficiență. Dar o minoritate de rușine, o minoritate ne pune în situații cu vorbe de astea, că sume, bani, taxe și așa mai departe. În biserică este Consiliul, în fruntea cărui părintele. Creștinii sunt participanți, supraveghetori, ajutători. Desigur că, am spus-o și la alte emisiuni, dacă se operează cu noțiuni de taxă ca prioritate, principiu, și dacă nu dai, nu-ți faci slujirea sau trebuința sau... Dar asta este condamnabil. Asemenea cazuri sunt reclamate, sunt judecate și sancționate. Nu fac mormântarea până nu dai 1000 de lei. E absurd, asta nu face un preot, face un popă, iertați de expresie.
Dar, iarăși, trebuie să analizăm de la caz la caz că dacă e vorba de personal, gazul sau căldura care sunt foarte costisitoare, la noi, la Nin, de exemplu, vreo 3-4 mii pe lună, mai sunt și cheltuieli de cadouri, de nașterea Domnului, de Paști și o mie de mărunțușuri cu tot felul de necesități tehnice, atunci banul este strict necesar acolo. De-am cum facem noi, trebuie să fie cu bunul simț. Una când spui, vă îndemnăm la jertfă că avem necesități, și alta când îi pui în situație. De asta știți, eu am altfel să spun, acolo unde nu este o relație de iubire între păstor și păstoriță, adică credincioși, ci o relație dintre șef și argat sau subaltern, acolo și se face abuzul respectiv. Părinte, da, astăzi, în secolul 21, biserica trebuie sau este văzută ca o instituție caritabilă? Ea trebuie să fie caritabilă, dar nu trebuie să fie caritatea prioritară dogmaticii. Adică învățătura de credință, canoanele și toate legile trebuie să respectate într-un mod prioritar, iar filantropie sau caritatea deja reiese din dreapta credință. Pentru că spunea Apostolul Iacob, capitolul 2, credința fără faptă moartă este. Și dacă la noi se face o armonie între dogmă și acțiune de binefacere, asta nu trebuie, Doamne ferește, să ne permitem să alunecăm ca Biserica Occidentală, unde au rămas din biserică doar filantropia. Înțelegeți? De aceea... Dar avem tot mai multe centre sociale deschise, cantine, pe lângă parochii. Sigur, avem și vin, participă copiii, se alimentează după lecția a șasa, proiecte, teren de joacă prin curtea bisericii. Astea lucruri care sunt de bunul simț, nici nu trebuie pronunțate, de cum spune Evanghelia. Slugi nevrednici suntem, facem ce și trebuie să facem. Nici nu mai trebuie să mai discutăm. Cine nu face, este o absență, este un păcat, este o goliciune. Nu este biserica în sens de plin al cuvântului. Părinte, vreau să vorbim de un alt aspect. Astăzi, Biserica Ortodoxă se roagă pentru conducerea țării și pentru armată? Cel puțin un episcop acum câtva timp era cam reticient. Între timp lucrurile mi se pare că s-au schimbat un pic. Vedeți că învățătura ortodoxă spune că noi nu ne putem ruga pentru cei nelegitimați ortodox, adică nebotezați, neîmbisericiți. Dacă el este un conducător și cu toată campania asta de homo-europenizare și globalizare și sterilizare și omogenizare globală și vin în țări ortodoxe azi oameni străini, ieri migrant, azi el adânsul acasă. Și prim-ministru musulman sau de altă religie, tot respectul față de religie, dar el nu este ortodox. Atunci tu încalci învățătura ortodoxă rugându-i pentru ei. Sau dacă el revine la păgânism și cu bună știre el prigonește biserica prin elaborarea legilor anticreștinești, antiortodox și țipă că biserica, dacă se apără, se bagă în politică, pe o asemenea individ, că e mai mare păcat trădarea. Pe Iisus nu s-a supărat pe sectare sau pe alte categorii, ci pe trădătorul de interior a fost, aia s-a spânzurat. Și atunci când aceștia sunt trădători ai tăi, nu străinii, casnicii tăi, cum să te rogi tu pentru dânsul ca om normal? Ne rugăm ca, punându-l la categoria rătăciților, dacă e botezat. Dacă nu e botezat, în genul nu ne rugăm. Dar eu, în general, la ectenii, mai adaug așa un cuvânt, ne rugăm pentru țara aceasta, pentru poporul, pentru stăpânirea ortodoxă. Pentru că ortodox e clar că este o fixare concretă, că nu ne rugăm așa în vag, într-un general absurd. Deci eu socot, noi trebuie să ne rugăm pentru conducere, dacă este ortodoxă, iar dacă e rătăcită sau orbește, să-i punem la categoria celor rătăciți ca pentru cei pricinuitor de necaz poporului său. Adică, până la urmă, tot noi suntem în poporul. Cum e poporul, așa și-i conduce. Părinte, da, biserica face politică? Întrebare tranșantă. Biserica, iată, în cazul nostru, putem să spunem noi sute de argumente, dar dacă
Anumite surse mass media sunt achitate, plătite, întreținute, să spună una și aceeași biserică face politică, cu ei n-are rost să vorbești. Că una când tu te aperi, intervenând pe lângă politic, pentru că ei elaborează legi anticreștine care subminează biserica, ca legea propagandei homosexuale, asta atacă moralitatea și credința, Biblia și noi împotrivă. Păi ei se bagă în politică, în biserică, nu biserica în politică. Legea cultele care ne pune pe noi cu niște minorități de la altăieri venite pe noi biserică cu 2000 de ani. Legea cu educația sexuală prin școli care iarăși lovește în sufletele de care biserica. Și biserica dacă intervine, chiar protestează, este obligată. Iar ei dacă spun că să ne băgăm în politică, noi le răspundem. Dar cine de întâi a elaborat legi care au intervenit în spațiul bisericesc? Biserica e societate, e ordine, e moralitate, e cultura. De aceea, în situația respectivă, trebuie să analizăm foarte clar, dar în ultimul timp, biserica nu atât s-a bogat, spunem așa, în politică, cât s-a vociferat. Iar chiar dacă și au fost cazuri când li s-au sugerat creștinilor anumite persoane care au în fapte tangențe cu biserica, asta nu înseamnă că deja trebuie să facem tragedie atomică și... Pentru că noi dacă tăcem ortodoxii, care avem oarecare conștiință cine vine și cine așteaptă cu dânsul, și nu spuneam turmii noastre, domnule, fiți atenți, chiar dacă turma aceasta în afara bisericii, duminică sau slujbului, să lucrează prin toate sferele societății. Și vinea un om sau cineva dintre categoria celor care promovează antichrismul, oare nu era să ne fie mai rău nou? Dar de ce atunci am tăcut? Adică noi trebuie să înțelegem. Doar nu se poate implica biserica, sau e corect spune cuvântul ăsta, biserica se implică, când biserica substituie politicul. Adică mitropolitul vrea să fie prim-ministru, eu vreau să fiu primar sau președinte. Deși în Imperiul Bizantin și Imperiul Rusoslav au fost foarte dese momente când conducătorul bisericii conducea țara la vreme din necaz. Ba mai mult, ce o salva și mobiliza. Chiar la noi, în Patriarhia Rusă, în secolul 7 sau 16, Patriarhul Ermogen sau Patriarhul Adrian, sau cât dar nu venea conducătorul până nu lungea biserica, pentru că Dumnezeu trebuie să-l accepte. Părinte, dați pomenii de media. Media ce face? Și aduce aminte, iată acum, în contextul sărbătorilor împărătești, că există biserică și haideți să mai mediatizăm și viața bisericii, sau totuși este o componentă destul de vie, destul de activă și, pe de altă parte, ziariștii în ce măsură cunosc problematica bisericii? Iată două aspecte, chiar pe un rând. Eu știu că pot să judec, să spunem, media, Accent TV, fiind membru al personalului. Și atunci judec din tăi bunul simț pe interior, în patru ochi, asta pentru că eu de ce mă hrănesc. Deci, nu poate judeca biserica un om din afara bisericii, care nu practică rugăciunea, nu frecventează biserica. Nu este... Cine încearcă să-și asume rolul de judecător fiind în afara bisericii, este de fapt un bârfitor din start. De aceea, eu am sesizat că aceeași presă achitată din surse homo-europene, adică surse anticreștine, e exact în momentele de tensiune duhovnicească. În ortodoxie, săptămâna întâi apostolului, săptămâna patimilor, așa de multă abundență compromițătoare, găsesc preoți, găsesc activiști, găsesc compromatori, stați domn, dai unea, păi vă chinuie, dar cine vă chinuie, dar noi știm cine. E foarte bine că în această perioadă facem mai înțelepțește și nu reacționăm. Și ei se umflă, ei se desumflă, omul trebuie să judece nu după cele văzute, ci după cele analizate, trăite, verificate. În biserică creștini adevărați nu cade în ortodoxie, spun până lucru. Nu mă putregaiu, clevititorul, bârfitorul, iubitorul de a face spumă la gură, aia îmblă cu... Dar lor le plătește bani buni. Dar sunt banii lui Iuda. Părinte, în creștinism există această învățătură să ajutăm pe cei care sunt într-un impas. În acest context vreau să ajungem și să discutăm despre cerșit, care în ultimul timp, ca să nu ne ascundem după paravan, a devenit o afacere. Mai trebuie să dăm bani astăzi cerșetorilor? Cum considerați? Ce ne sfătuiți? Eu la elevii mei, iarăși, că eu cu dânsii fac pilotări, da, peste pilotări, experiențe,
Eu le spun, voi însăși în perioada postului, fiind porunca binefacerii, flămând am fost sărac, bolnav, când Doamne? Păi când a fost până și ați ajutat, mie mi-a ajutat. Voi singuri, dragii mei, duceți și cătați. Bătrânele singuratice, bolnavi, frecventați, cerșători, analizând cu discernământ. Dacă e un bețiv și tu faci o binefacere, dă-i o sticlă de vin sau un narcoman, cum se spune, consumator de spune, și tu îi dai bani că el îți cumpără. Să tu nu faci bine faci, trebuie să o faci. Dar asta nu înseamnă, cum există o tendință chiar între ortodoxi, nu-i mai dău că el și așa trei puncte. Stai un pic, în Biblie nicăieri, analizând și eu personal ca teolog, n-am găsit ca Mântuitorul să condiționeze. Faci dacă ea ca este sau trebuie să condiții. Dar atunci tu când mergem pe stradă și ne zice, nenea, dă-mi 5 lei, cum procedăm? Tu până la urmă, în asemenea situație, tu pune în funcție discernământul, nu degeaba ai conștiință. Și automat ai să vezi, dar de făcut trebuie să o faci. Până la urmă, dacă vezi că situația nu e de risc și persoana chiar într-adevăr cere, poate are în spate o mamă sau niște de ăștia, traficanți care iau banii ăștia. Până tu dacă îi dai 5 lei, tu ai făcut gestul binefacerii în fața lui Dumnezeu, crede-te în cer, dar Dumnezeu îi va judeca. Înțelegeți? Deci până la urmă noi nu putem să depășim anumite linii pe care le dorim să ne convingem. Dar tu fă, că iar spun, nicăieri în Biblie nu se spune să faci cu anumite condiții. Se spune să faci. Tu vă darul inimii. Dar după aceea Dumnezeu va judeca. Sunteți, aș îndrăzni să zic, omniprezent în școală. Cum? Am fost, dar acum cu Cum încearcă și cum culegem roadele după câțiva ani de activitate așa destul de rodnică? Copiii sunt veriga asta foarte sensibilă în care putem altoi tocmai de la o vârstă fragedă ceea ce se numește educație religioasă? Eu altfel le-aș spune, astăzi se investește forțe financiare megatonice ca să-i răzvrătească, să-i robotizeze, să-i dobitocească pe copii. De ce? Să le aprindă la tot pasul, inclusiv internetul, pofta hormonală, ca ei să nu gândească, dar să poftească. Și aici erosul, consumul și așa mai departe. Și fiind în școală, faptul că reușim astăzi să ne mai păstrăm o conștiință verticală, să mai vii la biserică, să mai accepte să vorbești Dumnezeu, și nu spui că asta e prostie, poveste, evolul mediu, să deja este un progres. Deja este eu nu aștept acum rezultate spectaculoase, să fac sfinți, să vii, să umple biserica, cum spun unii apropo, preoți, da. Leneș la predată religia, că nu mă mai duc, că oricum nu vin la biserică. Treci pe lângă biserică și face cruci, sărbătorile mai mari, vine, acceptă, investește, trăiește tu dragoste adevărată și ei vor urma ție. Problema este că noi astăzi suntem pe malul prăpăstiei cu tânăra generație, noi scăpăm de sub control și o să ne fie prigonitorii noștri de mâine pe mâine. De aia familia, educația și religia numai decât trebuiește. Fără de asta noi am scăpat ce generație. Că astăzi se pregătesc tot felul de porcării numai să-i depărteze de la gândirea sănătoasă, nu mai vorbesc de Dumnezeu. Dumnezeu deja e ceva care încurcă de mult la forțele oculte, mai ales. Dacă vorbesc despre familia creștină, aici vă referiți la o familie care merge regulat la biserică, țin posturile sau vorbim și despre familia creștină care ține de regulile creștine, cum zici, da. Postul, binefacerea, da. Astea sunt exerciții de sport spiritual. În familia aceasta îi trează conștiința și pofta este stăpânită. Și când este o balanță între poftă și rațiune, atunci inima izvorăște sentimente. Și crești copii iubitori. Copii care nu trebuie să le îmbli cu polițistul cu relei sau cu mustrări. Și în cazul în care nu există exercițiile acestea duhovnicești,
se stinge temperatura dragostei pentru că rațiunea este înăbușită de pofticism. Vreau tăte cu laptop, vreau tăte cu planșetă, vreau ce vreau, și cu vreau, 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 după aceea tata nu poate stăpâni pofta copilului. Dar în ultimii ani în uzul nostru a fiecăruia apare o noțiune relativ nouă, toleranță, toleranță religioasă, etnică, de orice altă natură, cum privește biserica? Toleranța asta e toleranță, libertate, democrație, sunt niște cuvinte de esență creștine, atent, da. Esență creștine, dar sunt cosmetic modificate spre a fi distorsionate, artificializate, sterilizate. Și toleranța aceea, toleranța, de fapt, e iertarea. Dar iertarea nu și a păcatului. Păcatul trebuie curățit. Dar toleranța e ceva vag, sec, inclusiv toleranță față de păcat. Libertatea ce? Păi libertatea în duh, libertatea de a nu fi stăpânit de beții, de patim, de pofti, libertate homosexuală, libertate de exprimare, de bârfire, că e dreptul la exprimare, sau democrație, democrahoție. Dar sună, deci, s-a luat esența creștină, dar s-au redat niște etichete amăgitoare cu esență antihristică, vrăjmășită, răsturnată. Pentru că ce înseamnă antihristul? Antihristos, opusul lui Hristos. Adică el este maimuța lui Dumnezeu. Face totul invers. De-aia noi, toate aceste cuvinte care azi se operează, că sunt niște mantre cu capacitate magico-vrăjitorească, trebuie foarte atent să le filtrăm, să le analizăm și să nu ne depărtăm de terminologia biblică. Iubire, iertare, jertfă și niciun fel de toleranță. Este putem să le folosim atunci când, mă rog, stai într-o discuție cu cei care alte cuvinte nu înțeleg sau smurați de asemenea cuvinte toleranță. Dar toleranță, ia multe păcate poate ascunde. Adică, altfel spus, toleranța nu deosebește binele de rău. Și asta e cel mai rău. Că atunci omul devine pradă. Negativ. Am avut o perioadă de timp în care s-a și predat, nu s-a doar vorbit, educația sexuală. Biserica a avut de spus un cuvânt greu atunci și se pare că carul s-a mișcat din loc. Educația aceasta, ea vine iarăși din spațiu homo apusian. Eu așa am niște cuvinte etichete, să mă iertați, dar ele scurt, clar și cuprinzător, spune totul. De acolo de unde ne vine, de-am și căsătoriile homosexuale, și înfierile de copii, și tot felul de propagande. Asta nu înseamnă, gata, este ei pro-rus, pro-răsăretean, deși de aici încă mai avem puține exemple de renaștere creștină. Dar eu vreau să vă spun că generația aceasta este supusă unui curent masiv de desacralizare prin atacarea identității religioase, spirituale, valorilor, familiei, după care urmează curentul de materializare, carnalizare, îndobitocire, adică să se practice niște lucruri pe care nici în regnul animalic necumătător nu le întâlnești. Ca legalizarea avortului, animalele fac avort. Ca legalizarea homosexualității, dar animale îmblă cu... Bine, păcate au fost totdeauna, dar niciodată nu a ieșit cum acum în premieră, de așa simptomii apocalipsice. Păcatul să iasă și să vrea lege și să vrea să stea pe picior de egalitate cu normalitate. Și ai spune normal, dar ce ți-e așa mare? Și în loc să fie pedepsit, ca de exemplu fetele astea de la... Da, ca să nu dăm... Cum să... Astea, spune să-mi spun... Bine, nu contează instituția, am înțeles... Taie crucile prin Kiev, profanează lucrurile sfinte, sfinte altare, chiar prin Occident, și lor li se dă premiul Nobel la activistele femen. Li se dă... Instituția Europeană li se dă premiul Nobel pentru liberă exprimare, pe când el trebuie de mult arestat. Și bine au făcut în Rusia când au dansat în hram Mântuitorului și l-au arestat. Păi bine, presiunea, democrație, le-au dat drumul. Și atâta astăzi, taie cruci, arată răzvrătire, se luptă contra exploatării femeii, dar cum se luptă? Cu sânii goi, dar ce arată asta? Prostituție se tratează? Absurd. E că asta e, de fapt, toxicitatea cu care vor să ne otrăvească tânără generație. Și dacă nu ești lângă biserică, nu ai practica exerciției ortodoxe, te spală la conștiință și ieri, rău de ieri, azi e normal. Asta nu Părinte, haideți să vorbim despre marșul pentru viață. Ce presupune el?
Nu i-am fost. Știți, eu am spus și cu un altul de multe ori vorbim, când apar provocări ca și armata acea iubitoare de Hristos și de patrie, ea se mobilizează într-o apărare a țării, neamului, familiilor, integrități teritoriale, fac aplicații practice, cum spune rusăște, всегда боевая готовность. Deci așa noi, permanent, apar provocări la instituția familiei, trebuie să facem marșul familiei, să arătăm dublu, triplu. Noi nădăjdim că și anul acesta va fi iarăși marșul familiei la nivelul întregii biserici ortodoxe. Marșul vieții care a fost pe 24, parcă martie. La fel, e un mesaj. Nu fim fățarnici. Noi zicem că pentru viață, pentru viață, dar ia uitați-vă, cine susține avorturile? Nu? Statul include în asigurare obligatorie dreptul la avort. Și voi pentru viață? Ia stați, viață? Din pântece, voi luptați pentru drepturile copiilor și Doamne ferește să-l atingi, că e violență. Dar aici, dacă în prima viață din burtă deja el e viu și îl avortează, iată, asta ea nu e omul ucidere. Să nu fim fățarnici. Deci viața este din primele clipe până la sfârșitul este. Pentru că astăzi este nu numai problema la intrarea în lume, chiar din prima viață a pântecelui mamei, dar și la ieșire. Oamenii nu mai au răbdare și își pun în capăt zilelor, se sinucid. Dar în Europa deja, adică unii state europene, pardon, sunt Grecia, sunt Polonia, eutanasia, așa, să te duci frumos, zi, păi stai puțin, domnule. Și atunci noi trebuie să ieșim și spunem, vorbiți de viață, dar nu fățărniciți. Iată viața adevărată, creștină, cu mulți copii, nu cu unul, doi și aia răzvrătiți și așa mai departe. Iată asta e necesitatea. Pentru dacă nu, nu vom face, lumina, adevărul, frumosul, modelul va dispărea și vina noastră va fi. Pentru că în acea luptă, unde e armata care trebuie să lupte, să mobilizeze și să apere? De-aia e foarte important. Biserica, episcop, preoții. Regret, e mare problemă și la noi cu pasivitatea, cu rămășețele ateismului sovietic. Eu vreau, de fapt, să trecem la un alt aspect, dar ați ajuns într-o albie foarte interesantă și nu pot să nu vă întreb. Până la urmă, preoția este o profesie sau o vocație? Iată, nici profeție, nici vocație, dar e o jertfă de sine sau chiar pe sine. Adică, preoție ce este? E operația la noțiunea de iubire. Tu trebuie într-așa de bine să te înveți a opera din proprie experiență, nu din cele studiate sau auzite, ca rezultatul să fie tămăduirea și sfințirea. De ce preoție este o slujire? Eu toți mă întreb, dar ce nu te faci preot? Ce deacon de-a mea că de grabă am 10 ani? Deci să mă duc să mă osândesc pentru că sunt un medic încă neprofesionist și încă recunosc că nu sunt capabil să fac o operație suficientă ca să fac după spovedanie cea de omul și ala splângă, mă gândi, eu nu mă duc să fățărnicesc. Mă gândi să slujesc ca deacon, pentru că preotul va avea răspuns și pentru familie și pentru dâns și pentru turma lui care e încredințat. Deci eu vreau să mă mai coc. Dar e jertfă. După aia vocație. Vocație când ai dorință. Că spunea un părinte spurit duhovnicești, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar țin minte, că în tratatul lui despre preoție spunea că preotul care a venit fără de simțul vocației, chemarea, să plece din biserică înainte de a-l duce. Adică, tu dacă ai venit aici și nu ești specialist, vorbind în termeni mai modern, tu mai bine pleacă pentru că ai să dai multă sminteală. Și ați fi tare greu, dar spre regret la noi asta e marea problemă. Și asta, de fapt, e consecința ceea ce se întâmplă. Și credeți că vin dușmanii peste noi din senin? Peste poporul evreu, totdeauna vineau păgânii și barbarii când ei slăbeau duhovnicești, când se închinau la idol, când scădea temperatura credinței, vineau peste ei în apaste. De-aia și trece peste noi. Furtul miliardului, propaganda homosexualității, corupție, atât chestia asta. Asta vine din cauza că noi Părinte, am slăbit în dragoste și nu trăim credința. Și noi vin la coste. Părinte, da, sintagma de preot modern este străină bisericii ortodoxe? Pentru că am întâlnit-o, sincer să fiu, în raport cu unii reprezentanți ai clerului, dând anumite calificative. Uite, un preot, nu știu, merge pe bicicletă, al doilea merge într-un club de noapte, nu mai știu ce. Știți, Dumnezeu nu se modernizează. El a fost, este și va fi. Alfa și Omega. Dacă Dumnezeu nu se modernizează, nu e o lingerie, pentru că e în afara timpului. Tot ce e în timp este supus schimbării, dar el e în afara timpului. E perisabil, da. Da, e perisabil. Dar el în afara timpului, preotul cu noțiunea de modernizare
nu trebuie să operăm. Să operăm. Mai degrabă în sensul de adaptare în măsura cuvinciozității, cum și apostolii se adaptau prin limbaj, prin tradiții la cei căzuți, la cei păgâni, ca să-i poată în biserică. Reeduca, să-i poată aduce în biserică. Dar, spre regret, la noi câteodată se exagerează cu chestia respectivă și atunci când vorbim de un preot modern, asta cam ar suna un preot desacralizat de tradiția ortodoxă. Și că de obicei preoți moderni, eu am observat că ei îndrăznesc să comenteze și ei și 2000 de ani nu au comentat nimeni. Canoanele Sfinților Părinți. Să le mai corecteze, să arăt că el e mai deștept, că ea că acolo nu e necurăție, dar e curăție, că ea că aici ea e... Niște aspecte din asta. Da, că aici e o tradiție de-am învechită și prăfuită, dar iată, noi suntem acum mai moderni. Dar chiar când te uiți la asemenea preoți, cam nu ți-e în suflă iubirea jertfelnică din duhovnicie, dar un fel de modernism ăsta... catolico-protestant. Nu, ați pomenit astăzi, da, ați pomenit astăzi în cadrul emisiunii de noua guvernare mondială, unii ar zice condusă de masoni, de faptul ca să fim manipulați și așa mai departe. Care poziție o împărtășiți? Ce cu această nouă rânduire? Dragii mei, eu mă bucur să sunteți liberi să discutăm tema asta, pentru că acum e foarte problematic chestia respectivă și dacă este aproape de cuptorul ortodox al bisericii, de taine, de trăire, tu nu poți să nu observi că totul se pregătește pentru ceea ce e scris în Apocalipsă, pentru ceea ce e profețit de Sfinții Părinți în secolul 20. Uitați-vă la moment, eu analizez aspectul global, moral, spiritual, geopolitic, militar, la moment a pus-o și a răsărit-o. Rusia și tot a pus-o. Sunt gata de război atomic. Chiar acum, înainte de a veni, în Marea Mediterană s-au grămădit corăbii de o parte și de alta. Se pregătesc să așteaptă Siria. Ori în Apocalipsă se spune că Siria și Orientul Mijlociu, locurile biblice, vor fi sursa celor trei război mondial prin haosul instalat artificial ca să-l aducă pe lume pe acela Hristos care îl așteaptă jidovii, cel rostignit pe Hristos, adică pentru noi e antihristul. Și după aceea el va face pace și să ne vor închina lui. Eu s-o cot că ceea ce se petrece acum în plan global este din cauza sărăciei credinței și dragostei ortodoxilor și Dumnezeu îngăduie peste noi să vie așa mare probleme. Și dacă nu se schimbă în timpul urgent, anul acesta mă tem să nu avem noi conflicte globale catastrofale, că o bombă atomică duce o metropolă. La moment, nu sunt eu proroc, e viziunea mea particulară, nu vreau pe nimeni să vără în panică, nu sunt adventist sau alte, care gata, ne dezbrăcăm de haine și ne ducem. Noi trăim cu nădejde, dar la moment este o tensiune globală enormă care nu a mai fost. Și dacă te uiți, e două fronturi. Primul care e pentru ortodoxie și împotriva răzvrătirii, sodomitei și tot felul de democrație și toleranță, și alta invers, pentru păcatul legalizat și dictat. Eu chiar îmi pun întrebarea, uite, fii atent, alaltă ieri, același președinte Statele Unite, Donald Trump, parcă împotriva propagandei sodomiei, parcă cu prietenie cu toți, când acum apasă pe butonul rachetelor, când amâie te uiți, Occidentul parcă din tam, băi, dureri în Rusia aceea cu morții aceia din Kemerovo, când încolo, da, ei bat și bat cu expulzare diplomatică. Adică se dorește sânge, se dorește conflict global. Părinte, dar ce facem cu acel cod de bare care s-a tot discutat, care s-ar fi descifrat cu 3 de 6? Poate o întrebare tranșant până ne răspunde. Dețineți pașaport biometric? Nu. Dar eu am fost acum la Poceaiu și acolo, da, Poceaiu, iertați-mă, are o putere titanică spre aspect duhovnicesc, trăiesc acolo și se simte Duhul și de-aia Dumnezeu îi au aproape 500 de călugări. Dar vreau să vă spun că nu e problema în pașapoarte, nu e problema în documentație, e problema prin intermediul lor se dezvoltă o rețea globală de control al libertății umane prin satelit, chip, prin influențe radio-electronico-magnetice, așa încât tu nu ai spus să te ascunzi nici unde n-ai dori. De aia pe noi ne îndeamnă
să fim liberi. Cel mai mare dar al Dumnezeu este libertatea. Dar tu trebuie să fii conștient că libertatea nu trebuie să ți-o dai oricărui sistem. Și aici e o discuție mai lungă, dar nu trebuie să spunem că care au refuzat pașapoart biometrice sau invers, care au primit, gata, cu satana sau să sfanați. Dar este o problemă care trebuie discutată la o emisiune aparte și vă spun că e foarte interesant. Cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Multe aspecte au rămas pe din afară, chiar mi le-am notat ca să le discutăm. Vreau să obțin acordul dumneavoastră că mai dați curs invitației noastre și respectiv să continuăm cele inițiate astăzi. Hristos a înviat. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. O seară bună! Doamne.